Bun regăsit la un nou semn de carte. Vă propun astăzi un volum atât de necesar în zilele noastre stranii. Cartea se numește Căsnicie fără certuri, 28 de zile pentru a crea relația conjugală dorită din totdeauna alături de partenerul pe care îl ai deja. Niște nuanțe importante, desigur, și care probabil vă vor face să căutați și să citiți această carte. Volumul a apărut la editura Niculescu și aparține specialistei în relații și relaționare, Fawn Weaver. Este o carte plină de sfaturi practice despre ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru a vă căpăta sau pentru a vă modela relația pe care vă doriți. Mulți dintre noi putem să ne plângem eventual sau poate este doar un sentiment nemărturisit că nu trăim, nu avem relația pe care ne-am dorit-o dintotdeauna. Și apoi am putea spune, dar cine o are, Dumnezeule Mare? Asta este o utopie. Și, desigur, titlul cărții ar putea să ne facă pe mulți dintre noi să zâmbim șăgalnic, ironic, autoironic, căsnicie fără certuri. Există așa ceva? E bine, se pare că până la acest volum, mulți dintre noi am putea avea impresia că nu există. Această carte ar putea, deci, să ne schimbe ideile și să ne facă să căutăm cu seriozitate această posibilitate, aceea de a avea o relație, o căsnicie fără certuri și mai ales o căsnicie așa cum ne-am dorit-o dintotdeauna. Nu vom ști desigur niciodată dacă așa ceva este posibil, asta dacă nu citim volumul pe care vi-l prezint, Căsnicie fără certuri, Fawn Weaver. Haideți să vedem și niște sfaturi din această carte. Sunt sfaturi de foarte mare bun simț pe care sunt sigur și dumneavoastră le intuiți. Însă, în momentul în care le și citești la modul acesta foarte pragmatic, ni se poate schimba părerea, opinia, perspectiva asupra unor chestiuni. Suficient de curajos pentru a fi vulnerabil. Un sfat foarte interesant, mai ales pentru bărbați. Nu putem să ne înfrânăm toate trăirile. Avem cu toții nevoie de cel puțin o persoană față de care să fim complet sinceri în legătură cu eșecurile, durerile, succesele și speranțele noastre. Avem nevoie de cel puțin o persoană care să ne iubească și să ne respecte necondiționat. Cine altcineva să joace rolul acesta dacă nu partenerul tău? Cu cine altcineva să împărtășești dorințele cele mai profunde, dacă nu cu persoana cu care împarți așternutul? Așa cum ne-a reamintit Rosie O'Donnell prin furia ei necontrolată în acea zi nefastă în cabina Barbara Walters, e o mare înțelepciune în a acorda atenție emoției primare atât timp cât avem suficient curaj ca să fim vulnerabili. Desigur, știm din practica cotidiană, așa ceva nu se prea întâmplă, iar persoana în fața căreia mulți dintre noi au curajul să-și mărturisească vulnerabilitatea este mami, fie că vorbim de băieți sau de fete, de soți sau soții. Dar iată un sfat pe care probabil mulți din dumneavoastră l-ați urmat deja în mod inconștient: înconjoară-te de căsnicii fericite. Dacă ai ajuns până la acest capitol, am încredere că în timpul ultimelor 9 zile ai aflat multe despre partenerul tău și despre cum puteți construi împreună o iubire pentru tot restul vieții. Următorul lucru pe care vă încurajez să-l faceți este să căutați cupluri care au genul de relație pe care tu și partenerul tău vă doriți să-l aveți și apoi să petreceți timp cu ei. Nu trebuie să veniți cu o listă de întrebări, nu vreți să-i faceți să se simtă ca și cum li s-ar lua un interviu. E suficient doar să fiți în preajma lor. Dacă priviți și ascultați cu atenție, veți vedea că cei care au căsnicii fericite nu se pot abține să vorbească despre viața lor împreună. Asta îi face cam nesuferiți, între noi fie vorba, dar îi dăm credit autoarei volumului. E vorba despre lucrurile mici pe care le fac, faptul că par să aibă propriul lor limbaj și mișcări sincronizate de care trebuie să țineți cont și să vedeți cum le puteți reproduce în propria voastră relație. Căsnicia poate să implice multă muncă, dar nu trebuie să se întâmple așa. Cred cu tărie acest lucru. Am avut norocul să cresc având ca exemplu doi părinți care se iubeau. Am învățat foarte mult de la relația lor. S-ar putea ca voi să nu fi avut acest avantaj. Aceasta este șansa voastră de a găsi alte cupluri în comunitatea voastră, la biserică sau în cafeneaua voastră preferată. Începeți să vă împrieteniți cu cei care au căsnicii fericite și înconjurați-vă de mai mulți asemenea lor, și aici intervin și eu cu o observație, nu cumva căsniciile fericite despre care vorbește autoarea să fie doar de fațadă și în realitate oamenii să fie profund nefericiți, pentru că știm, suntem capabili să mimăm fericirea chiar și în condițiile în care nefericirea dă pe afară. Și o problemă a căsniciilor, stresul problemelor financiare.
În ultimii aproximativ 30 de ani, banii au apărut constant în primele 3 sau 4 motive de divorț menționate de cupluri. Stresul cauzat de dificultățile financiare pare să genereze certuri mai frecvent decât orice altă problemă. E minunat dacă încă nu v-ați confruntat cu dificultăți financiare în căsnicie. E mai bine să aveți informația și să nu aveți nevoie de ea, decât să aveți nevoie de ea și să vă lipsească. Majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat în decursul celor 12 săptămâni de consiliere premaritală mi-au creat impresia că nu îmi vor fi necesare. Dar ce fericită sunt că am fost atentă, deoarece atunci când furtunile au apărut în calea noastră, noi am știut să dansăm în ploaie. Într-adevăr, ce minunat ar fi să poți dansa în ploaie în astfel de situații. Una din deciziile importante pe care le propune autoarea este aceea ca un cuplu să se hotărască să scape de datorii. Căsnicie fără certuri, editura Niculescu, Fawn Weaver, o carte practică, o carte necesară, o carte de care sunt sigur avem nevoie cu toții. Citiți că nu vă face rău pe data viitoare.